Activitățile din Noaptea Muzeelor sunt oferite anul acesta iubitorilor de cultură de către muzee și case memoriale, galerii de artă, saloane, studiouri creative, castele, palate, cetăți, teatre, universități, cinematografe, biblioteci, atenee, filarmonici, lăcașe de cult. Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș a pregătit o serie de surprize vizitatorilor pentru Noaptea Muzeelor. Anul acesta, data stabilită de Rețeaua Națională a Muzeelor din România pentru Noaptea Muzeelor este 12 iunie, nu 18 mai, când este și Ziua Internațională a Muzeelor, tocmai pentru că s-a așteptat o anumită relaxare a măsurilor ca să putem organiza acest eveniment. Muzeul nostru organizează de asemenea și în acest an Noaptea Muzeelor, astfel că oferim publicului posibilități de a-și petrece timpul liber atât în Muzeul Satului cât și în clădirea pavilionară. Muzeul Satului va fi cu intrare gratuită special pentru acest moment, începând cu ora 18 până la ora 20. Vor fi momente artistice susținute de Palatul Copiilor, ei își desfășoară acolo activitatea și niște ateliere deosebite pe care publicul le poate vedea. Iar în clădirea pavilionară, tot așa începând cu ora 18, se pot vizita expozițiile noastre, expoziția de bază Lemnul în comunitatea tradițională din nordul României, de la Leagăn la Mormânt, dar și o expoziție temporară pe care am inaugurat-o de curând, foarte valoroasă, expoziția Broderie a artistei Zoe Vida Porumb. Este o expoziție nouă. Doamna Zoe Vida n-a mai fost în orașul Baia Mare cu expoziție de peste 12 ani și atunci publicul a fost dornic să o vadă. Invităm vizitatorii să ne treacă pragul cu încredere. Nu vor lipsi nici momentele artistice. Am pregătit și momente speciale la ora 19. În fața clădirii pavilionare va avea loc un moment artistic susținut de Palatul Copiilor Baia Mare, partenerii noștri în acest eveniment, iar la ora 21 un alt moment muzical susținut de quartetul Mara Music, coordonat de doamna profesor Carmen Augustin. Vă invităm așadar să veniți, chiar dacă este noapte, muzeul este deschis, să fiți alături de noi.